Ne definește un pic ce înseamnă calculat, pentru că asta e ei una nu dintre... au această profunzime păi prin lipsa experiențelor. Păi da, continuu. Da, deci asta e una, să fii atentă la... Relație, la comunicare. Da. Bun. Altă. Bun. Să te organizezi tu, că mi-ai zis cum fac profesional cu asta, nu? Te organizezi tu pe planul profesional, vezi cum ai putea să optimizezi munca, orele, nu știu, să muncești altfel. Dar dacă ai un serviciu de la 9 la 7 sau cum așa e, e mai greu. Vor veni presiuni. Păi vin, da, că tu te să pleci. Și când vii acasă, se adună chestii pe care eu, cum să zic... Le-ai diminuat prin prezența ta acolo. Acasă, nu se adună o presiune. Mai scoți aerul, ești acolo mereu. Dar când ajungi la 7 seara, s-a umflat roata. Ea e, bă, nu mai vin, n-am mai venit toată, uite, bam, bam, bam. Și te ia de nou sau eu știu ce să faci. Și atunci și să ce să le zică, dacă ei lucrează? Păi nu, concluzia finală asta e, nu cumva. Adică poți diminua aceste presiuni existente în orice relație și în orice cuplu prin prezența ta ca bărbat alături de soție. Da. Dar pentru asta trebuie prezența să ai fizică. Niște, cum să zic eu, trebuie să fii atins o stabilitate financiară, să-ți fi creat un business care să-ți ofere posibilitatea și, cum să zic eu, da, posibilitatea să fii acasă, să nu fii nevoit să pleci la nouă, să te duci o oră, două pe teren și să revii, știi? Și dacă nu se poate, că au vârsta pe care o au, măcar când e acasă să nu continue ce au făcut toată ziua, nu știu, stai că mai deschide pârful, mai am de făcut sau stai că mai trebuie să răspund. Gata, frână și fii cu ea acolo, că se bucură. O oră, două, uite mă, a stat cu mine, am vorbit. Povestește ea, ai văzut că nu prea e interesant. Dar zice chestia acolo. Am făcut aia, am făcut aia, știu, da, wow, wow, și cum? Să fii activ un pic cu ea. Prezent, prezent, nu... Da, oricum e dificil, eu mă pun în locul lor acum și știu că la 20-22 de ani să faci lucrurile acestea e foarte dificil. Dacă mai vorbim și un copil, da. Și să ai puterea asta după 3 ani, după 4-5 ani, să vii acasă și... să o respecti, să stai să o asculti. Asta dacă nu există copil, atenție. Da. Când există un copil, nu mai ai timp. Dar zici măcar ce am făcut, da, da, vezi că stau stâns bidurane, vezi că sunt vase, n-am apucat să aia. Și preiei tu.